Socialdemocrații au depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Anunțul a fost făcut de prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu. Marcel Ciolacu spunea aseară că a discutat cu mai mulți colegi din Parlament care i-au promis susținere. De cealaltă parte, premierul Câțu a declarat că nu se așteaptă ca cineva să voteze cu PSD. Marcel Ciolacu susține că există semnale că și parlamentari din PNL ar vrea să voteze moțiunea de cenzură pe care socialdemocrații o vor depune împotriva guvernului. Am mai și discutat cu mai mulți colegi din Parlament și neafiliați și cu colegi de la AUR și cu alți colegi care ar fi dispuși să voteze această moțiune de cenzură. E pentru prima oară în 30 de ani când se vorbește că are șanse o moțiune de cenzură să treacă după numai 6 luni de la alegerile parlamentare. Lucrul acesta este evident în toate sondajele de opinie, 70% dintre români spun că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Deci, cumva determinată și de performanța, în primul rând, a guvernului și nu numai, și de abuzurile și promisiunile neonorate. De cealaltă parte, premierul Florin Câțu afirmă că nu se așteaptă ca vreun parlamentar al coaliției să voteze moțiunea de cenzură, cu atât mai puțin dintre colegii săi de partid. Nu avea cum, știți foarte bine că la aceste moțiuni membrii coaliției, guvernul nu vor vota, deci noi suntem în bancă. Și nu mă aștept să fie cineva care să voteze cu PSD. Adică, în momentul când votez cu PSD sau cu AUR, nu mai ești membru PNL. Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că doar în mintea premierului Câțu, românii o duc mai bine. Acesta acuză actualul guvern că a înghețat pensii, salarii și alocații pentru copii, iar Planul Național de Redresare și Reziliență ar conține reforme catastrofale și bani foarte mulți pentru clientela politică. Guvernul actual este un dezastru pentru români și pentru firmele românești. PNRR-ul este un dezastru. S-au fost înghețate pensiile, au fost înghețate salariile, au fost înghețate alocațiile, iar pe partea cealaltă, în Planul Național de Redresare și Reziliență, vedem doar reforme catastrofale pentru România și bani foarte mulți pentru clientela lor politică. Românii, în aceste luni, au sărăcit. Doar în mintea premierului Câțu, românii o duc mai bine. Aproape s-au dublat facturile la energie, prețul pe litru de benzină a ajuns la 6 lei. 70% dintre români spun în acest moment că România merge într-o direcție greșită. Sperăm că printre cei 70% să se găsească și parlamentarii actualei coaliții de guvernare care să voteze moțiunea noastră de cenzură. Marcel Ciolacu a spus că moțiunea împotriva guvernului urmează să fie votată săptămâna viitoare, în așa fel încât să se încadreze în această sesiune. El a adăugat că dacă moțiunea de cenzură va trece, PSD este pregătit să vină cu o propunere de prim-ministru și are 10 zile pentru o nouă majoritate.